Minimizarea funcțiilor logice utilizând diagrama Carnot. Exercițiul 1. Să se simplifice funcția descrisă de următorul tabel de adevăr. Deoarece funcția f depinde de trei variabile x, y și z, tabelul va conține 2 la puterea 3, adică 8 combinații posibile. Pe coloana 4 sunt trecute valorile funcției pentru fiecare combinație în parte. Coloanele 5 și 6 se vor completa cu min terminii, respectiv max terminii, funcției. Min terminii, notați cu m mic, sunt produse ale variabilelor funcției, luate în formă directă sau complementară, astfel încât produsul lor să fie 1. La primul min termen se observă cum valorile 0 ale variabililor sunt negate, astfel încât produsul lor să fie 1. Max termenii, notați cu M mare, sunt sume ale variabililor funcției, luate în formă directă sau complementară, astfel încât respectiva sumă să aibă o valoare logică 0. În acest caz, valorile 1 ale variabilelor de pe ultimul rând sunt negate, astfel încât suma lor să fie 0. Max terminii se pot privi ca fiind opusul min terminilor. Forma canonică disjunctivă, prescurtat F, C, D, se calculează adunând min termenii aflați pe rândurile unde funcția are valoarea logică 1. Iar produsul max terminilor, unde funcția are valoarea logică 0, va reprezenta forma canonică conjunctivă. Aceasta este forma standard a tabelului Carnot pentru o funcție logică cu 3 variabile. Se observă cum coloanele 3 și 4 sunt inversate, respectând numerotarea din codul grei. Diagrama Carnot se va completa folosind valorile de adevăr ale funcției din tabel. Pe primul rând, variabilele x, y și z au toate valoarea 0 și funcția de asemenea valoarea 0. Drept urmare, prima poziție a tabelului Carnot se va completa cu 0. Pentru a simplifica forma canonică disjunctivă, realizez grupări cât mai mari cu valori 1, a căror dimensiune se încadreze în puterea lui 2, precum aceasta. Pentru simplificarea formei canonice conjunctive, voi grupa similar valorile 0, precum aceasta. Se pot forma grupări depășind marginile diagramei. Acum trebuie să analizate suprafețele grupărilor delimitate. Voi începe cu gruparea A formată din valori 1 și urmăresc care variabilă corespunzătoare respectivei grupări nu schimbă valoarea. Se observă cum valorile variabilei X se schimbă, dar valorile variabilor Y și Z rămân statice cu valoarea 1. Și pentru că gruparea A respectivă este formată de asemenea din valori de adevăr, variabilele statice Y și Z se vor înmulți direct, adică nu se vor nega. Se procedează analog și cu restul grupărilor. La sfârșit, produsele variabilor aferente se vor aduna plus x, y plus x, z pentru a obține forma canonică disjunctivă simplificată. Trec la grupările ce conțin valori false. Voi începe cu gruparea A, unde se observă cum variabilele x și z
au valoarea 0 pe toată suprafața grupării. Conform definiției FCC, acestea se adună în formă directă x plus z. Procedez similar și cu restul grupărilor. La final, forma canonică conjunctivă va fi egală cu produsul acestor sume. X plus z înmulțit cu y plus z înmulțit cu x plus y. Este egal FCC. Minimizarea funcțiilor logice utilizând diagrama Carnot. Exercițiul 2. Să se simplifice funcția logică cu 4 variabile reprezentată prin următorul tabel de adevăr. Deoarece această funcție depinde de 4 variabile, tabelul de adevăr ce o reprezintă are 2 la puterea 4, adică 16 rânduri. Câte un rând pentru fiecare combinație de valori în parte. În acest exercițiu, diagrama Carnot este formată din 4 rânduri și 4 coloane. Se observă cum numerotarea grei este respectată acum și în cazul rândurilor, unde rândurile 3 și 4 sunt inversate. Similar cu exercițiul 1, voi completa diagrama Carnot folosind valorile funcției din tabelul de adevăr. Se observă cum fiecare rând din tabelul de adevăr corespunde unei celule din diagrama Carnot. Voi simplifica funcția folosind forma canonică disjunctivă. Drept urmare, voi realiza grupări cu valori de adevăr precum aceasta. Pentru că gruparea este formată din valori de 1, iar variabila x are valoarea 0, produsul respectivei grupări va fi format din x negat înmulțit cu y în formă directă. Voi proceda similar și cu restul grupărilor din diagramă. Conform formei canonice disjunctive, voi aduna aceste produse și voi obține forma simplificată a funcției. Minimizarea funcțiilor logice utilizând proprietățile algebrei booleene. Exercițiul 1. Să se simplifice funcția f folosind regulile algebrei booleene. Pentru a simplifica această expresie logică, trebuie mai întâi să identific unde se pot aplica proprietățile algebrei booleene. Primul și ultimul termen au în comun produsul BC. Același lucru se observă și în cazul termenilor 2 și 3 cu produsul B negat, C negat. Aplicând distributivitatea mulțirii față de adunare, obținem. În interiorul parantezelor se poate aplica proprietatea 6, din care va rezulta valoarea 1. Conform proprietății 4 a ultimului element, va rezulta primul și al treilea termen a factor comun PC. Aplicând proprietatea distributivității, vom obține. În interiorul parantezei se poate aplica proprietatea 11 a absorpției. Distribui variabila C pentru a obține forma simplificată a funcției. Variabilele funcției vor servi ca input pentru circuitul logic. Pentru a realiza circuitul logic al funcției simplificate, vom considera următoarele reprezentări convenționale.
and, not, or. Încep prin reprezentarea produsului B negat, C negat. B și C intră în circuit, sunt inversate și apoi înmulțite de poarta AND. Continui cu produsul C or A. În mod similar se realizează produsul C or B. Se observă cum acest circuit formează o punte, astfel încât C să treacă fără a se conecta de B. În ultima parte a circuitului este folosită o poartă OR pentru a aduna produsele rezultate și a genera rezultatul funcției. Minimizarea funcțiilor logice utilizând proprietățile algebrei booleene. Exercițiul 2. Să se simplifice funcția f folosind regulile algebrei booleene. Observ că se pot elimina mai mulți termeni prin deschiderea parantezelor. Drept urmare, voi apela la distributivitatea mulțirii față de adunare. În al treilea termen, se află variabila b negat înmulțit cu b în formă directă. Drept urmare, voi aplica proprietatea 8 de contradicție. Și în termenul 3 se află variabila c înmulțită cu ea însuși. Aici voi aplica proprietatea 7 de idempotență. Folosind proprietatea 3, voi transforma al treilea termen în 0 și voi da factor comun variabila a din primul și ultimul termen. În interiorul parantezelor, se poate aplica proprietatea 11 și prima proprietate pe ultimii doi termeni. 0 fiind element neutru pentru operația de adunare. Mai departe distribui variabila a conform proprietății 6. AC în formă directă, adunat cu AC în formă inversă, egal cu 1. Aplic proprietatea 2, care orice termen adunat cu 1 este egal cu 1. Forma simplificată a funcției este F egal cu 1, adică pentru orice valoare a variabililor de intrare, funcția va scoate valoarea 1 de adevăr. Codul Hamming. Detectare și corectare. Exercițiul 1. A fost recepționat următorul mesaj în binar. Știind că reprezintă secvențe ale codului Hamming, să se verifice corectitudinea lui și dacă este posibil să se asigure corecția. Căror cifre decimare le corespunde mesajul corectat, dacă într-o primă codificare s-a utilizat codul 8421. Pentru a indica poziția sau absența erorii din mesajul recepționat, este necesară construirea matricei Hamming folosind următoarele două relații. Unde variabila M reprezintă numărul de linii ale matricei Hamming, cât și numărul simbolurilor de control. Variabila N reprezintă numărul de coloane ale matricei Hamming, și numărul total de simboluri ale mesajului recepționat. Iar variabila K reprezintă numărul de simboluri primare ale codului 8421, adică 4. Înlocuind variabila K în prima relație, obținem 2 la puterea 3 este mai mare sau egal cu 8, adică M este egal cu 3 și N este egal cu 7. Rezultă că matricea Hamming are 3 linii și 7 coloane. Matricea Hamming conține codificarea transpusă a cifrelor de la 1 până la 7 în codul 421.
Cele trei simboluri de control se vor alege astfel încât să corespundă vectorilor coloană din matricea Hamming, ce conțin o singură componentă diferită de 0. Simbolurile de control se vor nota cu variabila C. Și simbolurile de informație cu variabila A. Notez acest vector V transpus cu 7 linii și o singură coloană. Voi considera acest vector ca fiind mesajul inițial transmis fără eroare. Analogul vectorului V transpus este vectorul V prim transpus, care este de fapt mesajul recepționat, cel din anunț. Pentru a determina poziția erorii, dacă aceasta există, se va utiliza următoarea formulă. Matricea Hamming se va înmulți cu vectorul mesajului transmis și va rezulta vectorul de poziție al erorii. Dacă acest vector este egal cu 0, înseamnă că mesajul nu este eronat. Aceasta este forma echivalentă a respectivei formule. După realizarea operației de înmulțire, va rezulta următorul sistem. Se observă o relație clară dintre valorile de adevăr de pe liniile matricei Hamming cu simboluri ale vectorului mesajului recepționat. Această relație se regăsește pe liniile sistemului. Operatorul logic modulo, cunoscut și sub denumirea de sau exclusiv, este adevărat dacă și numai dacă argumentele sale diferă. Înlocuind variabilele, obținem sistemul echivalent. Pe prima linie a sistemului avem patru valori de 1, un număr par. Drept urmare, rezultatul este 0. 1 modulo 1 este 0, modulo 1 este 0, modulo 1, 0. Pe a doua linie avem două valori de 1, 0, iar pe a treia avem trei valori de 1, drept urmare, rezultatul este 1. Vectorul rezultat este diferit de vectorul nul. Drept urmare, mesajul este eronat. Poziția erorii se determină prin schimbarea bazei vectorului E din binar în zecimal. Numărul zecimal 1 ne spune că prima poziție din vectorul recepționat este eronată. Din mesajul corectat, voi extrage biții de informație A3, A5, A6 și A7. Rezultă următorul număr în binar. Adică 7 în zecimal. Codul Hamming. Codificare. Exercițiul 2. Să se determine secvențele codului Hamming ale cifrelor zecimale 5 și 6, știind că în codificarea primară s-a folosit o 421. Este respectată condiția distanței minime? Pentru că numărul de simboluri primare este egal cu cel din exercițiul 1, adică K este egal cu 4, matricea Hamming este similară cu 3 linii și 7 coloane, cât și vectorul mesajului transmis. În mod similar, voi înmulți matricea Hamming cu vectorul mesajului transmis, dar cu mesajul transmis nu conține erori, această operație va fi egalată cu 0.
Drept consecință, sistemul rezultat va fi unul omogen. Dacă separ simbolurile de control de simbolurile de informație, voi obține o metodă de calcul a valorilor simbolurilor de control în funcție de valorile simbolurilor de informație. Pe prima coloană a acestui tabel se află numerele zecimale ce trebuie codificate Hamming. În cea de-a doua coloană, numerele sunt codificate folosind 0421. Rezultatul acestei transformări reprezintă biții de informație ai secvențelor. Biții de informație sunt copiați în coloana a treia, ce conține secvențele Hamming. Folosind formulele construite mai devreme și biții de informație, voi calcula biții de control ai secvențelor. Am aflat care sunt secvențele codului Hamming pentru cifrele 5 și 6. Acum trebuie să verific dacă este respectată condiția distanței minime. Notez prima secvență cu V1 și a doua secvență cu V2. Aceasta este formula distanței minime pentru un cod ce poate detecta erori și corecta cereri existente într-una dintre secvențele sale. Dar cum codul Hamming poate detecta o singură eroare și poate corecta o singură eroare, înseamnă că distanța minimă este mai mare sau egal cu 3. Pentru a calcula distanțele dintre secvențele V1 și V2 determinate anterior, voi apela la formula funcției distanță. Funcția distanță realizează operația logică modulo între fiecare dintre biții secvențelor, rezultând valoarea 1 acolo unde biții sunt diferiți. Adunând aceste valori, obțin 3, care este mai mic sau egal cu distanța minimă. Drept urmare, condiția distanței minime este respectată. Reprezentarea binară a informației numerice și operații în virgulă fixă. Exercițiul 1. Să se reprezintă în virgulă fixă folosind cod direct, cod indirect și cod complementar numerele între zecimale plus minus 25 și plus minus 36. Pasul 1. Transformarea numerelor zecimale 25 și 36 în binar. Am ales să fac transformările în binar prin împărțiri repetate cu 2. Se observă că acolo unde s-a obținut rest s-a marcat cu 1. Pas 2. Reprezentarea în cod direct. Formele standard de reprezentare a virgulei fixe sunt pe 8, 16, 32 și 64 biți în funcție de tipul procesorului utilizat. Pentru simplitate și deoarece numerele din enunț aparțin intervalului închis minus 127 plus 127, drept urmare, se pot reprezenta pe 7 biți, adică 8 biți minus 1 bit sem. Aleg reprezentarea numerelor în virgulă fixă pe 8 biți. Primul bit al reprezentării numerelor în cod direct este bit de semn. Acesta are valoarea 0 dacă numărul este pozitiv și valoarea 1 dacă numărul este negativ. Pentru că numărul 25 în binar
are 5 biți și numărul 36 are 6 biți. Se observă cum au fost adăugați biți de 0 de umplutura pentru a completa întreaga machetă de biți. O regulă foarte importantă pentru astfel de exerciții este următoarea. Dacă un număr este mai mare sau egal cu 0, adică pozitiv, forma sa în cod direct este echivalentă cu forma sa în cod invers și în cod complementar. Codul invers al numerelor negative se obține prin inversarea tuturor biților numărului în valoare absolută reprezentat în cod direct. Adică inversez toți biții mai puțin bitul de semn. Pas 4. Reprezentarea în cod complementar. Codul complementar se obține prin adunarea cu 1 pe cel mai puțin semnificativ bit a reprezentării numărului în cod invers. În această adunare observăm că 0 plus 1 este egal cu 1, dar aici 1 plus 1 este egal 0 pentru că se depășește baza de numerotație binară. Bitul se transportă pe următorul nivel, unde avem 1 plus 1, de asemenea 0. Transferăm un 1, 1 plus 0, 1 și scriem restul biților. 1, 1, 0, 1 și 1. Reprezentarea binară a informației numerice și operații în virgulă fixă. Exercițiul 2. Să se calculeze în virgulă fixă pe 8 biți operația minus A minus B, unde A este egal cu 25 și B este egal cu 36. Deoarece unitatea aritmetico-logică a procesorului interpretează scăderea drept adunare, operația din enunț devine minus A plus minus B. Transform valoarea absolută a numerelor din bază 10 în bază 2. Urmează să generez codul direct a celor două numere negative prin adăugarea biților de umplutură dacă este necesar și a bitului de semn care va fi 1. Voi obține codul invers prin inversarea tuturor biților numărului în valoare absolută reprezentat în cod direct, mai puțin bitul de semn care rămâne neschimbat. Codul complementar se obține prin adunarea cu 1 a cel mai puțin semnificativ bit al reprezentării numărului în cod invers. Procesoarele curente lucrează în cod complementar, dar ca exemplu voi realiza operația de adunare și în cod invers. Când se fac operații în cod invers, transportul de la bitul cel mai semnificativ se adună la bitul cel mai puțin semnificativ. Verific corectitudinea rezultatului prin transformarea lui înapoi în cod direct și apoi în zecimal. La operațiile în cod complementar, transportul de la bitul cel mai semnificativ este eliminat. Pentru verificare, fac mai întâi transformarea în cod invers prin scăderea unui bit și apoi în cod direct prin inversarea biților mai puțin bitul de semn. Reprezentarea binară a informației numerice în virgulă mobilă. Exercițiul 1. Să se reprezinte numărul zecimal 65,3 în virgulă mobilă simplă precizie. Pentru a reprezenta acest număr zecimal în virgulă mobilă simplă precizie, parcurgem următorii pași. Pas 1. Transform numărul 65,3 în binar. Separ numărul în parte întreagă și parte zecimală. Baza numărului întreg 65 se schimbă prin împărțire repetată cu 2. Observăm că unde am obținut rest s-a trecut 1. Partea fracțională
se transformă în binar prin înmulțiri repetate cu 2. Dacă se obține rezultat supraunitar, acesta este marcat cu 1, iar restul va fi un nou operator pentru înmulțire. Se observă cum aceste înmulțiri tind să genereze rezultate cu perioada. Pas 2. Normalizez matrița prin mutarea virgulei. Unind cele două rezultate obținute mai devreme, voi obține forma finală a numărului 65,3 în bază 2. Ca să normalizez matrița, voi muta virgula după prima cifră. Adică 1, 2, 3, 4, 5, 6 poziții. Asta înseamnă că variabila R, adică exponentul real, este egal cu 6. Pas 3. Determin bitul de semn. Pentru că am de-a face cu plus 65,3, rezultă că variabila S, adică bitul de semn, va fi egal cu 0. Dacă numărul era negativ, bitul de semn era 1. Pas 4. Calculez exponentul cunoscut și sub denumirea de caracteristică. Conform standardului IEEE 754, virgula mobilă simplă precizie are 32 de biți. Împărțiți astfel. Un bit pentru semn, 8 biți pentru exponent și restul de 23 de biți pentru matrița, adică pentru fracție. Tot respectivul standard ne spune că exponentul este egal cu exponentul real plus factor de corecție. Care în cazul virgulei mobile simple precizie este 127. Rezultă exponentul este egal cu 6 plus 127 este egal cu 133. Pas 5. Reprezentarea propriu-zisă a numărului 65,3 în virgulă mobilă, simplă precizie. Pentru reprezentare voi folosi această machetă și primul lucru pe care îl completez în ea este bitul de semn, care este 0. Continui cu exponentul care se obține prin schimbarea în binar a numărului 133. Matrița se va completa cu partea fracțională obținută la pasul 2. Acesta este doar un exemplu parțial. În mod normal, matrița trebuie umplută cu rezultatul transformării numărului 0,3 în bază 2. Reprezentarea binară a informației numerice în virgulă mobilă. Exercițiul 2. Să se determine valoarea zecimală a numărului n, știind că este reprezentată în virgulă mobilă. Pentru că reprezentarea din enunț este scrisă în bază 16, fiecare dintre cele 8 caractere are 4 biți. Drept urmare, enunțul se referă la o reprezentare pe 32 de biți, adică
virgula, mobilă, simplă, precizie. Voi completa această machetă standard cu reprezentarea din enunț transformată în binar. Astfel, am determinat bitul de semn, care este 1, drept urmare numărul pe care trebuie să-l aflu este negativ. Și am separat exponentul și mantisa. Pentru a continua transformarea inversă, am nevoie de exponentul real, pe care îl obțin cu următoarea formulă, scăzând din caracteristica transformată în bază 10, factorul de corecție standard. Voi scrie numărul căutat în formă normalizată exponențială folosind următorul model. Această înmulțire va muta virgula spre dreapta 6 poziții. Și astfel am obținut reprezentarea binară a numărului căutat. Următorul pas ar fi separarea părții întregi de partea fracțională și transformarea lor în bază 10. După finalizarea transformărilor, urmează să unesc părțile rezultate. Din 1, 2 și 3 rezultă că numărul n căutat este minus 96, virgulă, 10. Reprezentarea informației numerice și operații în binary coded decimal. Exercițiul 1. Să se reprezinte în format BCD împachetat numerele zecimale 520 și 360 și apoi să se adune. Fiecare cifră a numărului în bază 10 se poate reprezenta în BCD pe 8 biți, cunoscut și sub denumirea de format BCD despachetat, și pe 4 biți, cunoscut și sub denumirea de format BCD împachetat, cel din urmă fiind și cel mai utilizat. Adunarea numerelor în format BCD se realizează grupare cu grupare, de la dreapta la stânga. Dacă este necesar, se adună și un factor de corecție. Deoarece prin BCD se pot reprezenta doar cifrele zecimale dintre 0 și 9 inclusiv, orice sumă mai mare trebuie corectată prin adunarea cu factorul de corecție, adică 6, diferența dintre 15 și 9. Această corecție va determina transport de bit către rangul următor. O excepție de la aceste două reguli are loc atunci când rezultatul adunării a două tetrade se află în interiorul valid 0,9, dar determină transport de bit către rangul următor. Drept urmare, și în acest caz trebuie aplicat factorul de corecție. Suma din acest exercițiu nu a generat cifre mai mari decât 9 și nici transport de bit către o altă tetradă. Drept urmare, nu am aplicat factor de corecție. Reprezentarea informației numerice și operații în binary coded decimal. Exercițiul 2. Să se reprezinte în format BCD împachetat numerele N1 este egal cu 1125 și N2 este egal cu 834. Și apoi să se calculeze N este egal cu N1 minus N2. Similar cu exercițiul 1, fiecare cifră din numerele în bază 10 sunt reprezentate în BCD pe 4 biți fiecare. Reamintesc regulile scăderii în binar și realizez scăderea în celor două numere BCD, tetradă cu tetradă. Luând primul bit din a doua tetradă,
Se observă cum nu pot să scad pe 1 din 0 și trebuie să mă împrumut din rangul superior. Bitul din rangul superior devine 2, odată mutat în cel inferior, iar apoi 1 din 2 egal 1. Observ cu numărul 15, este mai mare decât 9. Nu pot să-l reprezint într-o cifră BCD, așa că trebuie corectată prin scăderea lui 6 din el. Și în cazul acestei tetrade, trebuie să facem corecție. Chiar dacă reprezintă cifra 8, am utilizat transfer de bit dintr-o tetradă superioară. După finalizarea calculelor, se observă cum corecțiile au funcționat și am obținut rezultatul corect.